Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Costi Ivașcu, iată care sunt titlurile ediției. Poveste de dragoste terminată cu o lovitură de cuțit în piept s-a întâmplat în Argeș, unde o femeie și-a ucis jumătatea și apoi a ținut cadavrul în casă 8 zile. Mai multe vă spunem imediat la Observator. Ministrul Transporturilor Dan Șova și oficialii CNADNR au anunțat că pe Transfăgărășan vor începe în acest an lucrări de amploare, astfel încât acest drum să fie închis publicului maximum 3 luni pe an. Ordinul Asistenților Medicali din Argeș a deschis pe 12 mai a doua ediție a Zilelor Asistentului Medical. Mai multe vă spunem imediat. Poveste de dragoste terminată cu o lovitură de cuțit în piept s-a întâmplat în comuna Moșoaia, unde o femeie și-a ucis jumătatea și apoi a ținut cadavrul în casă 8 zile. A așteptat să își revină, le-a explicat ea anchetatorilor în momentul în care crima a ieșit la iveală. L-a pus chiar în pat și l-a învelit cu o plapumă. Omul murise însă imediat după lovitura de cuțit dată de iubită, cu 23 de ani mai tânără decât el. Cei doi iubiți, ea de 66 de ani, el în vârstă de 43 de ani, își împărțeau viețile de un deceniu. Bărbatul își părăsise soția și cei doi copii și se mutase cu femeia iubită în comuna Smeura. S-au înțeles bine o perioadă până când au început să împartă și sticlele de băutură care erau, se pare, insuficiente. Tot de la alcool s-ar fi luat la ceartă și sâmbăta trecută când femeia și-a ucis jumătatea. V-a zis că l-a ținut mort în casă? Da. Ce v-a zis? L-a spus cu gura ei. Ce v-a zis? Că n-a mai putut trăi cu el. Dar de ce l-a ținut mort în casă? Nu știu. El că a dormit cu el în pat? Păi el l-a omorât și l-a culcat jos. Îmbălit cu o plapumă. Noi am întrebat-o ce faci, tanti Mariană, și eu i-am zis, măi, dar ne-a Florin bărbatul lumea ta și pe unde mai, că nu l-am mai văzut. Aia, el a fost a nevasta lui. Pur și simplu, astea au fost ultimele cuvinte ieri care am întrebat. Dar el era mort în casă, l-a ținut acolo o săptămână? O săptămână, da, da. A, nu m-a surprins, aseară am auzit. Când și-a dat arama pe față aici, care a... Mi-a spus unchiul meu că da, Florin unde este și mai face că l-am terminat. 8 zile a zăcut cadavrul în pat, acoperit cu o plapmă, în timp ce femeia mai verifica din când în când să vadă dacă, printr-o minune, a revenit la viață. Nu a dat nimănui de bănuit și a mers să muncească prin sat, la fel cum o făcea zi de zi. Când vecinii au început să întrebe de om, le-a spus că ar fi părăsit-o și ar fi plecat la fosta lui soție. A cedat la mai bine de o săptămână și a povestit unui fiin ce se întâmplase de fapt. S-a întâmplat pe data de 3. Ceea ce este iarăși interesant este că acel cuțit fusese găsit de el cu o zi înainte și a dus acasă. Abia târându-și picioarele pe scările parchetului, femeia a fost dusă la audier și va fi arestată pentru 30 de zile. Procurorii vor să ceară pentru ea pedeapsa maximă, 25 de ani de închisoare, pentru că și-a ucis partenerul de viață. Ministrul Transporturilor Dan Șova și oficialii CNADNR au anunțat că pe Transfăgărășan vor începe în acest an lucrări de amploare, astfel încât acest drum să fie închis publicului maximum 3 luni pe an. Lucrările vor dura aproximativ 4 ani, perioadă în care circulația va fi restricționată pe anumite porțiuni, nu închisă așa cum se zvonea. La ordinul ministrului, pentru a se mări durata de circulație pe Transfăgărășan, vor fi realizate protecții a versanților împotriva căderilor de pietre, construcții speciale împotriva avalanșelor și noi poduri. Vestea este îmbucurătoare pentru asociațiile de turism din zona Vidra-Rucapra, care au solicitat atât autorităților cât și ministerelor turismului și transporturilor, în nenumărate rânduri, mărirea perioadei în care turiștii pot circula pe unul dintre cele mai spectaculoase trasee din Europa. Eu am primit un memoriu săptămâna trecută de la oamenii din zona respectivă care desfășoară activități de turism și care sunt organizați într-o anumită asociație. Le-am comunicat atunci când am primit memoriu că în timpul vizitei domnului ministru al transporturilor s-a lansat acest proiect de găsirea unei soluții tehnice pentru deschiderea pe o perioadă mai lungă. Și nu doar atât, poate chiar și o posibilitate de circulație în perioada de iarnă. Avem un proiect din timpul domnului Mitrea cu niște plase de protecție pentru a asigura creșterea nivelului de utilizare împotriva zăpezii și pentru a asigura creșterea perioadei de utilizare de la 4 luni pe an, cât este mod uzual acum, la 6 la 8 luni, pentru că este un drum foarte important. Până la sfârșitul anului o să avem o soluție pentru Transfăgărășan. Reprezentanții CNADNR susțin că a fost încheiat deja un contract cu o firmă din Portugalia care va realiza ample lucrări pe versantul nordic al munților Făgăraș, în județul Sibiu, între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, urmând ca de anul viitor să înceapă lucrări și pe zona Argeșului.
Soluții japoneze pentru probleme românești. În cadrul unui seminar care a avut loc la Pitești, Organizația Japoneză de Comerț Exterior a prezentat firmelor românești produse și tehnologii de ultimă generație implementate cu succes atât în Japonia, cât și în alte state europene. Conducerea Apă Canal 2000 S.A. alături de mai multe societăți din Argeș care au ca domeniu de activitate lucrările de alimentare cu apă canal și instalații sanitare au luat contact cu unele dintre cele mai mari firme din Japonia care produc tehnologii în acest domeniu. Inginerii japonezi și-au prezentat revoluționarele produse urmând ca partea română interesată să achiziționeze tehnologie de ultimă generație, care a fost deja implementată în alte state. Întâlnirea a fost intermediată de Ambasada Japoniei și Camera de Comerț Argeș, astfel că, pe lângă apă canal, la întâlnirea cu inginerii japonezi au participat și o serie de societăți private. Întâlnirea noastră de astăzi este prilejuită de organizarea de către Organizația Japoneză pentru Comerț Exterior a unui seminar în cadrul căruia reprezentanții ai companiilor japoneze au prezentat produse și tehnologii în domeniul managementului apei implementate cu succes în Japonia. Acest seminar se dorește a fi o posibilă viitoare colaborare între companiile japoneze și companiile din România. Sunt evenimente de maxim interes pentru comunitatea locală. Domeniul de astăzi, cel al managementului apelor uzate, este unul de maxim interes pentru mediu, pentru activitatea economică a multor agenți economici. Unii dintre ei sunt membrii noștri, i-am invitat și i-am rugat să participe la acest eveniment. Pentru cei care nu au putut fi prezenți, noi vom face prezentare și le vom aduce la cunoștință cele discutate astăzi aici. Ordinul Asistenților Medicali din Argeș a deschis pe 12 mai a doua ediție a Zilelor Asistentului Medical. Sute de invitați din lumea medicală, academică și administrativă au recunoscut statutul profesionistului în halatul alb. Evenimentul aflat la a doua ediție a fost organizat de una dintre cele mai tinere și viguroase asociații profesionale din România, Ordinul Asistenților Medicali, în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș. Partenerii evenimentului au fost Universitatea Pitești și Antena 1. Toată săptămâna între 12 și 16 mai, Piteștiul, Câmpul Lungul, Curtea de Argeș și Mioveniul găzduiesc conferința județeană desfășurată sub sloganul Asistenții Medicali, o forță a schimbării. Ordinul Asistenților Medicali, să știți că premiază anul acesta pe toți acei asistenți medicali care în decursul timpului 2013-2014 au participat cu lucrări științifice la simpozioanele și conferințele noastre. Acesta a fost unul din criteriile semnificative care au contat în decernarea acestor diplome. Da, Ordinul își premiază asistenții medicali de excelență și noi așteptăm alături aici pe scenă să fim din ce în ce mai mulți. 22 de diplome de merit au fost acordate pe scena Teatrului Davila pentru 12 asistenți medicali cu activități de cercetare științifică. Contribuția lor în dezvoltarea sistemului de sănătate din România este o necesitate și trebuie să devină o evidență. Profesionalismul și valoarea umană, dincolo de frumusețea profesiei și mândria de a o profesa în mod specializat și profesionist, sunt doar câteva dintre atributele de astăzi ale asistenților medicali. O piteșteancă a câștigat premiul întâi la concursul național de aranjamente florale organizat la București de Ambasada Olandei. Steluța Staicu s-a dovedit a fi o adevărată artistă și a fost cea mai bună dintre toți cei 52 de participanți. Ajutată de imaginație și cu multă pasiune, piteșteanca noastră a reușit să cucerească juriul cu povestea pe care a creat-o dintr-un buchet de flori. Acesta este aranjamentul creat de Steluța Staicu. A avut un buchet de flori, câteva accesorii și multă imaginație. Tema concursului a fost Sărbătoarea de Lemn, o sărbătoare foarte populară în Olanda. Au avut niște criterii, a fost un aranjament, toată lumea a avut același număr de flori, același număr de frunze, deci nimeni n-a avut nimic în plus față de celălalt. A fost o temă dată, o sărbătoare care la olandez se numește Sărbătoarea de Lemn. Se celebrează la 5 ani și este o sărbătoare nu neapărat între sexul
opus un domn și o doamnă, ci o sărbătoare cum ar fi între mine și clientul meu. Clientul meu este de 5 ani fidel, așa, și la 5 ani noi putem să-i facem un cadou. Așa au gândit ei subiectul. După câteva ore de muncă, Piteșteanca a fost recompensată. Când organizatorii au ajuns la premiul întâi, dintre cei 52 de concurenți, numele strigat a fost al Steluței Staicu. A fost foarte emoționant. Deci, în momentul în care am auzit că premiul cel mare vine la Pitești și vine la noi, nu m-am putut ridica după scaun. A fost concursul național de aranjamente florale și este organizat anual de Ambasada Olandei. Zeci de specialiști în arta florală vin din întreaga țară în fiecare an pentru a participa la acest eveniment. Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului a organizat prima etapă din 2014 a crosului sportiv Campionii Bucuriei. Competiția s-a desfășurat în Pitești și a adunat la start peste 700 de copii din școlile generale ale orașului. În competiție s-au înscris și persoane cu vârste de până la 79 de ani. Întrecerea s-a bucurat de prezența unor personalități sportive de prim rang ale României, precum Helmut Ducadam, Mihai Covaliu și Alina Dumitru. Ca și anul trecut, pideștenii s-au bucurat de prezența unor mari campioni ai sportului românesc. Startul competiției a fost dat de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, la Palatul Copiilor. Distanța parcursă până la Biserica Domnească a fost de aproximativ 2 km. Într-un cadru special amenajat, Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului a oferit copiilor medalii, diplome și premii în bani. De asemenea, fiecare participant a primit gratuit un tricou inscripționat cu sigla eparhiei. A fost o acțiune, din punctul meu de vedere, foarte reușită. Am fost impresionat de acest număr foarte mare, aproape 700 de copii. Și cred că va continua și acest exemplu să fie luat și de alte orașe. Și sigur că să se continue această tradiție aici. Vă felicit pe toți, vă felicit pentru ceea ce faceți. Multă baftă în continuare! Mă bucur foarte mult că preanaltul Calinic patronează acest gen de acțiuni. Sportul și biserica trebuie să meargă împreună. Eu, ca sportiv de performanță, am simțit această influență de-a lungul carierei și cred că este foarte important ca pe tineri, pe copii, să-i educăm în acest fel. Crosul sportiv Campionii Bucuriei va continua și în celelalte protoierii ale eparhiei, următoarea etapă urmând a se organiza vineri 16 mai la Mioveni. Finaliștii din fiecare protoierie se vor întrece în competiția finală, care se va organiza la Curtea de Argeș în data de 26 septembrie, ziua de cinstire a Sfântului Neagoe Vodăvasarab. Direcția pentru Sport și Tineret a județului Argeș și Asociația Județeană Sportul pentru Toți a organizat sâmbătă în parteneriat cu CS Dacia Mioveni 2012 și Consiliul Local Mioveni o competiție de fotbal-tenis. Au participat concurenți din Mioveni și Pitești. Cupa tineretului la fotbal-tenis, unde au participat 30 de concurenți, a avut loc sâmbătă pe terenurile sintetice de la Școala Gimnazială George Topârceanu. Alături de organizator, DJTS Argeș și Asociația Județeană Sportul pentru Toți Argeș, au fost Consiliul Local Mioveni și CS Dacia Mioveni 2012. Cupa tineretului este o competiție organizată în Săptămâna Tineretului. E o participare destul de numeroasă, zic eu, pentru prima ediție. Au participat în jur de vreo 30 de inși la simplu, dublu, triplu. Competiția se desfășoară și s-a desfășurat destul de bine. S-a desfășurat după sistem eliminatoriu. Competiția s-a desfășurat în condiții foarte bune, iar Mioveniul a arătat încă o dată că la sportul de masă s-au făcut progrese importante. Interesul a fost foarte mare pentru localnici, lucru care mă bucură treaba asta. Deci înseamnă că munca noastră are rol, are un rol foarte important de a putea organiza cu mai multe competiții de masă. Cum vi se pare Mioveniul din punctul ăsta de vedere, în creștere? Este o rezultat foarte mult și am rămas foarte aproteașat de anul trecut, care am avut competiție o săptămână aici la dumneavoastră și văd că totuși se dezvoltă din an în an și mai bine. Premiile au constat în articole sportive oferite de Direcția Județeană de Tineret și Sport și Asociația Județeană Sportul pentru Toți. Handball Club Argeș vrea victoria la duelul de mâine ce va avea loc la Sala Sporturilor contra celor de la CSS Sighișoara. Pentru a intra în barajul de promovare în Liga Națională, argeșenii mai au nevoie de doar 3 puncte în ultimele două partide ale sezonului, iar succesul este așteptat chiar la jocul cu Sighișoara.
Pentru Handball Club Argeș, doar două partide au mai rămas din acest sezon. Elevii lui Titel Răduț au cele mai mari șanse din serie pentru a încheia pe locul secund în clasament și a merge apoi în barajul de promovare spre Liga Națională. Până acolo însă, Handball Club Argeș trebuie să adune toate punctele din duelul de acasă cu CSS Sighișoara, iar apoi argeșenii mai au o ultimă deplasare la Cluj. Faptul că din cele două partide rămase din acest sezon mai este nevoie de doar 3 puncte pentru intrarea în baraj îi motivează și mai mult pe handbaliștii argeșeni, iar victoria trebuie să vină chiar la duelul de acasă cu Sighișoara, formație ce este penultima în clasament. SCM Universitatea Pitești a învins categoric pe Universitatea Constantin Brâncuș și a arătat că are valoare. Piteștencele sunt pe locul 3 în serie, iar din sezon va mai fi un singur joc, sâmbătă la Târgu Mureș. 18 la 9 la pauză și 33 la 16 în final. Așa că SCM Universitatea Pitești nu a avut niciun fel de emoții în jocul de acasă cu Universitatea Constantin Brâncuș. Victoria obținută de către handbaliste a bucurat enorm staful tehnic, mai ales că duelul a fost ultimul al sezonului în fața propriilor susținători. Un joc foarte frumos, dinamic. Ne-am dorit să încheiem campionatul în fața spectatorilor cu o victorie. A fost o victorie confortantă. Vă spuneam, ne-am dorit foarte mult să câștigăm și la o diferență mare. Reușita din jocul cu Universitatea Constantin Brâncuș le face acum pe handbalistele SCM-ului să se gândească la victorie și în următoarea etapă, care va fi și ultima din sezon. Pentru echipa cuplului Victor Neagu, Paul Mihăilă va fi duel la Târgu Mureș, echipă ce este deja promovată în Liga Națională. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Observatorul Local al Antenei 1 Pitești. Sunt Costi Ivașcu, nu uitați că mai multe detalii găsiți pe piteșteantena1.ro. La revedere!